Noi, creștinii, câteodată avem tendința de a ne ruga doar atunci când suntem întâlnit în pace. Da, asta se cheamă rugăciunea negustorească. Este într-adevăr o idee perfectă ceea ce ați expus și spune clar. Cineva foarte aprig, într-o discuție foarte categorică, s-a și exprimat în acest punct de vedere. Nu frica de Dumnezeu trebuie să-i aducă pe oameni la biserică, nu frica de chinurile iadului, nu teama de demon, ci dragostea de Dumnezeu. Deci dacă omul vine la biserică din dragostea de Dumnezeu, atunci el și-a împlinit scopul. Noi avem în viața noastră trei calități: de slugă, de prieten al lui Dumnezeu și de slujitor al lui Dumnezeu. Slujitor al lui Dumnezeu este orice creștin face voia cea sfântă a lui Dumnezeu și acela este omul evlavios. De slugă este ceea ce ați spus adineaori, că ne rugăm la nevoie. Da, mi s-a întâmplat ceva, hai să fac o rugăciune și culmea că Dumnezeu ne ascultă ca să ne arate că e cu noi. Nu e o problemă. Dar, în același timp, avem și tendința negustorească de a-L prosti pe Dumnezeu. Și am să vă povestesc o istorioare interesantă. Eu am descoperit-o undeva, le-am spus-o și credincioșilor care au fost la Sfânta. Mie mi s-a părut mai mult nu hazul, ci modul cum omul caută până și pe Dumnezeu să-L amăgească. Era un mare banchier, avea o imensă industrie financiară dezvoltată, omul avea fabrici, avea locuri de muncă, mii de angajați, contabili, IT-și, toți care țineau problemele, frâiele respectivei lor instituții. Bineînțeles, secretari, oameni cu dări de seamă care se prezentau tot timpul, el știa ce credite sunt, ce intrări, ce plăți, cât crește, cât scade bursa, care-i profitul și de fiecare dată când își bea cafeaua, spunea, zice, nici Dumnezeu n-ar fi putut să-mi dea atâtea cât i-am putut eu născoci cu mintea asta, dar oriunde era mintea, nu de la Dumnezeu? Spune în Sfânta Scriptură că atunci când dobândim lumea în groapă ne sălășluim. Sau spune proverbul popular, strânge omul ca furnica, moare și nu ia nimica. Sau, bine-i șade omul în patru scânduri, căci până la urmă orice îi spune Marele Eminescu, peste toate o lopată de țărână se depune. Și, cum stă el în birou așa, într-o zi intră una din secretare foarte speriată și spune așa, stăpânul meu, domnul meu sau directorul, avem un musafir nepoftit, cam greu. Care e prima idee când auzi un musafir nepoftit? Aș întreba, ANAF, DNA? Nu. Poliția? Nu. Datornici? Nu. Moartea, stăpâne. Ce vorbești? Cum adică? Așa cum îți spun. S-o invit? Zii să intre. A intrat frumos moartea în birou, a dat bună ziua, domnule Georgescu. A spus, îmi permiteți să stau pe fotoliu, și a așezat coasa, a scos de sub haină tacticosolistă și i-a arătat, citiți aici, eu vin de la Dumnezeu cu misiune precisă, citiți ce scrie în această listă, era scris numele dumnealui, primul sus. Și a întrebat-o pe moarte, nu putem negocia nimic? Ce să-ți spun, totul ține de Dumnezeu, poți să ai o vorbă cu El. Eu ce aș putea să spun? Ce mi se poruncește, ce îndeplinesc. În clipa următoare s-a și născut ingineria financiară a omului și i-a spus morții, îți dai seama că dacă acest creier cade sau încetează să mai existe, tot acest imperiu financiar se prăbușește, totul e zero, totul e haos, totul e nimic, totul nu mai are niciun sens. Te cred. Dacă mergi cu mine prin cimitire, o să-ți arăt oameni mai puternici ca tine, care dorm, oameni mai mari ca tine, mai inteligenți ca tine, mai bogați ca tine, doctori, judecători, oameni cu funcții mari, eroi, generali, tot ce vrei tu, tot ce mișcă, pe la mine trece. Să știi, și ei s-au răzvrătit la început ca tine, dar apoi s-au liniștit cu ideea. El nu s-a liniștit cu ideea. A zis, n-ai vrea să consumăm o cafea? De aici începe mintea omenească a se bate în parte cu Dumnezeu, pentru că pentru foarte mulți Dumnezeu nu există, este mai mult coincidența.
Și Martin spune, da, adu-mi o cafea. El scrie ceva, tastează la telefon, secretara vine și pune morții o cafea pe masă, pune în dreptul lui o cafea pe masă. Și Moartea, după două gurițe de cafea din aia, lasă așa capul ușor pe coasă și țipește. El poruncise să îi se pună un somnifer. Trage frumos lista de sub haina morții, ia corectorul, șterge numele lui de sus și îl pune ultimul jos, iar cel de jos îl urcă sus, uitând de cele trei concepte ale Scripturii. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Deci nu conta, cum avem noi vorba, să pățească oricine, dar nu eu, să sufere oricine, dar nu eu, să plătească oricine, dar nu eu, să moară oricine, dar nu eu, să aibă oricine o greutate sau un necaz, dar nu eu. Și și-a rezolvat prima problemă. A uitat și de-a doua. Ce vrei să-ți facă ție Dumnezeu, fă tu oamenilor. Și a uitat-o și pe cea de-a treia. Ceea ce vrei să-ți facă ție oamenii, fă tu lor. A pus lista frumos morții înapoi, s-a așezat în fontoliu, ce a zis, mi-am rezolvat problema. Moartea s-a trezit și a întrebat, ai vorbit cu Dumnezeu? Cât m-am odihnit un pic, că m-a furat somnul, cred că a fost cafea ori prea tare, zice, nu sunt obișnuită cu acest gen de băutură. Nu, negociază tu cu el. Și Moartea îl întreabă, Doamne, am zăbovit puțin, eu cum procedez în situația de față la această negociere? Foarte simplu. Întâi ți-am spus să iei lista de sus, dar m-am răzgândit, începe-o de jos. Adică, ce ți-ai scris, în frunte ți-ai pus. Tu nu poți să-i schimbi lui Dumnezeu planul divin niciodată, dar nici n-ai să poți face ceva peste planul divin al Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te vrea împărat, tu ajungi împărat. Așa e scris în cartea vieții și nu șterge nimeni. Dacă Dumnezeu te vrea sărac, tu poți să fii cel mai bogat om de pe pământ. Dumnezeu te face sărac. Dacă Dumnezeu te vrea viu, mereu repet această vorbă unei doctorițe cu experiență de la Spitalul Neurochirurgie din Iași, o femeie foarte înțeleaptă, nu contează numele, și părinte, eu sunt medic de atâția ani, dar am învățat un lucru. Când Dumnezeu te vrea viu, toți doctorii nu te pot ucide. Dar când Dumnezeu te vrea mort, toți doctorii nu te pot vindeca. Deci, noi nu ne putem pune de-a curmezișul disciplinei divine. Legea divină este lege nescrisă. Cuvintele mele mai, spune acolo, mai lămuri, cuvintele mele lămurite în foc, mai dulci decât mierea și fagru și mai mult și mai scumpe decât mii de comori de aur și de argint. Părinte, ne apropiem de finalul emisiunii. Cu ce să rămână urmăritorii noștri despre puterea cerească? Acum mi-aș permite eu să fac o mică glumiță. Dacă ne-au ascultat și dacă au fost atenți și dacă le-a plăcut sau au înțeles ceva din ceea ce noi am discutat aici, aș dori să pună foarte multă ordine sufletească în viața lor, în măsura discreției, în măsura priceperii și a înțelepciunii personale, să nu le ia pe Dumnezeu ca pe un afront, să-L înțeleagă ca pe o realitate divină supremă, incontestabilă, și folosesc iarăși aceeași expresie. Dumnezeu, și dacă credem noi în El și dacă nu, rămâne Dumnezeu. Și dacă îl batjocorim sau îl hulim, rămâne Dumnezeu. Dar noi, fără Dumnezeu, suntem egali cu zero.